Salut, prieteni! Mă bucur că suntem din nou împreună. Astăzi o să citim povestea pe care a ales-o Alex. Povestea se numește Iepurașul norocos și este scrisă de Guido van Genechten. Haideți să vedem despre ce este vorba. Iepurașul norocos. Iepurașul norocos. A fost odată un iepure tânăr și voios pe care îl chema Eddie. Totul era lung la Eddie. Corpul, labele, mustățile, urechile, totul în afară de codiță, care era mică și rotundă. În fiecare dimineață, Eddie privea câmpurile care se întindeau înaintea lui cât vedeai cu ochii. Căuta ceva. Nici el nu știa exact ce anume caută, dar căuta cu privirea. Însă, nu prea mult. Pentru că întotdeauna simțea că ceva îl atrage. Ceva îl făcea să țopăie. Și numai atunci când începea să țopăie cu avânt în toate părțile, se simțea fericit cu adevărat. Eddie țopăia de colo-colo, dintr-un loc în altul și înapoi. Țopăia ore în șir. Din fericire, se pricepea foarte bine la țopăit. Eddie mai avea și un remarcabil simț al mirosului, ceea ce îi prindea bine atunci când îi era foame. Năsucul lui știa exact unde să găsească cele mai gustoase lucruri. Tot ce trebuia să facă Eddie era să se ia după ce îi spunea năsucul lui. Câteva salturi și Eddie se pomenea în mijlocul unui câmp cu morcovi dulci, iar morcovii dulci erau chiar mâncarea lui preferată. Rânțăia mai întâi frunzele, apoi și morcovii. După ce mânca pe săturate, Eddie pornea în căutarea unui pin. El socotea că pinii sunt cei mai buni copaci sub care poți să tragi un pui de somn. Dar nici măcar în locul liniștit de sub pin, Eddie nu zăbovea prea mult. În scurtă vreme, boticul lui era gâdilat de un alt miros plăcut, așa că trebuia neapărat să sară în sus. Putem spune că Eddie se lăsa întotdeauna condus de năsucul lui. Iată cum își petrecea el timpul zi după zi, adulmecând, sărind, ronțăind, trăgându-și sufletul sub un pin mare, adulmecând, sărind, ronțăind. Eddie era foarte mulțumit de viața lui. Apoi, într-o seară caldă de vară, năsucul lui a simțit ceva cu totul aparte. Nu era mirosul cunoscut al morcovilor dulci. Nu, era un miros diferit, misterios și irezistibil. Iute ca săgeata, Eddie a pornit după acel miros. A sărit peste garduri vii și sârmă ghimpată, peste tufișuri, păltoace și copaci căzuți la pământ, peste un arici care s-a răsturnat cu picioarele în sus, peste orice s-ar fi aflat în calea lui. Nu mai sărise niciodată atât de repede și atât de sus. De data aceasta, năsucul lui îl conducea către ceva cu totul deosebit. O iepuroaică micuță și drăgălașă! Eddie și-a tras un pic sufletul, apoi a adulmecat cu grijă în jurul lui. Și-a zis el, ce miros dulce! După un timp, micuța iepuroaică a zis ceva încetişor. Atât de încet încât Eddie
abia a auzit-o. Bună! Eu sunt Nelly. Pe tine cum te cheamă? Eddie s-a prezentat. Din ziua aceea, Eddie și Nelly au țopăit împreună peste câmpuri. Țopăiau ore în șir de colo-colo, dintr-un loc în altul și înapoi. Năsucul lui Eddie știa și acum unde să găsească cele mai bune gustări. Iar lui Nelly îi plăceau la nebunie morcovii dulci, ca și lui Eddie. Îi plăcea de asemenea să stea culcată sub pini. Eddie îi spunea adesea: ce noroc am avut să te găsesc! Și Nelly răspundea întotdeauna că și ea se gândea mereu că a avut noroc să-l întâlnească. După mai mulți ani, în vreme ce stăteau așezați în jurul unui foc și spuneau povești, cineva a întrebat: cum v-ați întâlnit voi doi? Eddie s-a uitat la Nelly cu ochii lui mari și blânzi și a atins vârful nasului și a povestit: îmi amintesc de parcă ar fi fost ieri. Era o seară caldă de vară. În aer se simțea ceva cu totul aparte. Un miros pe care nu-l mai simțisem vreodată. Și, ca de obicei, m-am luat după ceea ce îmi spunea nasul meu. Și foarte bine ai făcut, a spus Nelly râzând. Ce năsuc norocos, a oftat ariciul Tony. Povestea voastră este de-a dreptul magică, a grohăit mistrețul Sebi. Iar Mia, mezina familiei de șoricei, a chițăit emoționată. Cu adevărat magică! Sfârșit!